Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că ne reîntâlnim, dar de această dată la emisiunea Realitatea Nefardată. După cum bine știți, s-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale din 2016. Invitatul din această seară este un om. Îmi pare rău că nu se pot vedea majusculele, pentru că este un om cu totul și cu totul deosebit, pe care dumneavoastră îl iubiți, așa cum și dumnealui, în egală măsură, vă iubește pe dumneavoastră. Încerc să nu-i răpesc din timp, dar trebuie să spun câteva cuvinte despre invitatul meu. S-a născut în 14-12-1960 în comuna Vărăș, județul Giurgiu, unde a avut o copilărie foarte, foarte frumoasă. Mama i-a insuflat dragostea față de oameni și iubirea față de Dumnezeu, iar tatăl a învățat ce înseamnă respectul, cinstea și corectitudinea, fiind șef de post în comuna respectiv. Liceul l-a început și a absolvit la Ion Maiorescu. Cu toate că, ca și copil, nu avea un fizic foarte impozant, dar totdeauna lua apărarea celor mai slabi. Cred că acesta a fost și motivul care l-a determinat să facă sport. Și a început să devină, în timpul liber, practicant de arte marțiale, unde a avut și rezultate foarte, foarte bune. După absolvirea liceului, a plecat la Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic București, unde a și absolvit inginer electrotehnician. 1985-1992 îl găsește ca inginer electrotehnician la întreprinderea, cum îi spunea pe atunci, întreprinderea textilă dunăreană, iar după un foarte scurt timp a ajuns șeful atelierului electric. Perioada 1992-93 îl găsește ca șef birou agenției economice în cadrul Consiliului Județean. Iar din 1993 până în 2005, șeful Corpului Gardienilor Publici. Aici trebuie să fac o mențiune că a reușit să transforme această instituție într-o adevărată instituție militarizată, în care prima respectul, cinstea și corectitudine. Începând cu anul 2005, devine fondatorul și asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, nu vă spun acum care, ca să nu îmi descoperiți deja cine este invitatul, iar ca și ce să vă spun, nu, am să vă spun că după anul 2012 a candidat și a ajuns parlamentar al României, perioada în care a avut 56 de inițiative legislative, din care, spun acest lucru pentru că foarte multă lume vorbește de activitatea dumneavoastră parlamentară, din care foarte multe au căpătat caracter de lege. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este candidatul PNL pentru fotoliul de primar al municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Florian, pe care permiteți-mi să-l salut cu respect. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor, vă salut cu respect pe toți. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o mică completare la tot ceea ce a spus domnia voastră, și anume faptul că m-am născut într-adevăr în comuna Vărăști, județul Giurgiu, o comună de lângă București, dar am la două săptămâni, când aveam două săptămâni, părinții mei, tata fiind milițian pe vremea respectivă, m-a luat cu mama în sacoșă, să zic așa, m-au luat în brațe și m-au dus în statul Frasinu, unde am stat 14 ani împreună cu familia. Deci școala generală am făcut-o în statul Frasinu, comuna Băneasa, statul Frasinu, județul Giurgiu. Și am venit după aceea la 14 ani în Giurgiu și n-am mai plecat de atunci. Părinții mei sunt pensionar, locuiesc în comuna Vărăști, s-au reîntors acasă, iar eu am rămas la Giurgiu. Am băut apă din Dunăre și am rămas la Giurgiu. De asta spun că sunt giurgiuvean, pentru că sunt născut în județul Giurgiu, copilăria am făcut-o în județul Giurgiu, iar școala, plecând de la clasa a noua
până între a 12-a la Maiorescu, bineînțeles, cum a spus domnia voastră mai departe. Sunt onorat că sunt giurgiuvean. Consider că așa trebuie să fim toți giurgiuvenii, să ne gândim, să revenim acasă oriunde ne-am afla și oriunde am lucra. Mai ales mesajul este transmis pentru cei care, datorită lipsei locurilor de muncă, au preferat să lucreze în alte țări. Eu cred că Giurgiu va prinde viață, Giurgiu va deveni un oraș dinamic, un oraș competitiv, un oraș prosper, cu multe locuri de muncă și multe investiții de nivel mondial. Referitor la locurile de muncă, mi-aduc aminte că în urmă cu un an și jumătate am reușit să vă prind cu greu să facem un interviu. Vorbeam noi la momentul respectiv în preambulul interviului despre generozitatea dumneavoastră, despre actele dumneavoastră de caritate pe care le-ați făcut, dar tot dumneavoastră spuneați că nu este suficient, pentru că e o situație de moment, omul acela, ca să poată să trăiască și să simtă că trăiește cu adevărat, îi trebuie altceva, îi trebuie locuri de muncă. Tot dumneavoastră spuneați că primarul poate să asigure un număr limitat de locuri de muncă, dar nu suficient cât are nevoie orașul Giurgiu. Și atunci ați spus următorul lucru. Ați spus așa, citesc din memorie, ați spus că este necesar înființarea unui parc industrial, dar pentru aceasta prima grijă a administrației este să asigure utilitățile necesare. Apă, canalizare, energie electrică, drumuri și gaz. Și drumuri. Și drumuri. Și drumuri. Exact. Și drumuri. Mă întreb, de ce după ce dumneavoastră a spus cu un an și jumătate, cu majoritatea celor care sunt candidați, au preluat acest lucru și îl repet așa, ca un disc din ăsta care are șanță? Este bine să învățăm unii de la alții, este bine să preluăm ceea ce este bine făcut, e bine să continuăm ce s-a făcut bine atât în municipiu cât și în județ. Sunt onorat că adversarii politici ai noștri preiau din programul nostru politic, chiar sunt onorat. Asta s-a întâmplat și de-a lungul celor 4 ani de când primăria și-a ales un nou primar în persoana domnului Nicolae Barbu. Domnul Nicolae Barbu a preluat unele teme, unele proiecte importante susținute de mine și sunt onorat pentru asta. Nu știu dacă domnia sa recunoaște, dar asta este cu totul altceva. Acum avem, într-adevăr, nevoie de soluții, Giurgiu are nevoie de soluții, de proiecte, nu numai proiecte de fonduri, accesare de fonduri europene, ci și de atragere de investiții și investitori serioși care vor să desfășoare activități economice în Giurgiu. De ce în Giurgiu? Pentru că Giurgiu este oraș port la Dunăre. Fluviul Dunărea conferă un potențial deosebit de dezvoltare pentru noi. Este un potențial neaccesat până acum la cotele pe care trebuie să le accesăm. Este într-adevăr un izvor de viață, un izvor de surse de venit pentru comunitatea locală, pentru Consiliul Local al Municipiului, pentru Primăria Municipiului Giurgiu. Sunt convins că oportunitățile conferite de potențialul fluviului Dunărea vor aduce bunăstare atât orașului, în dezvoltarea orașului, cât și locuitorilor din oraș. Nu spun lucruri mari, să știți. Trebuie doar să eliminăm obstacolele din calea mediului de afaceri, din calea investițiilor serioase din oraș și atunci lucrurile vor căpăta un făgaș normal. Cred într-o zonă, înființarea unui parc industrial, unei zone industriale, portuare, alta decât zona liberă. Zona liberă trebuie să rămână zona liberă. Dacă este nevoie, într-adevăr, parțial, putem să scoatem din zona liberă unele obiective, dacă autoritatea locală consideră oportun. Dar sigur trebuie să păstrăm zona liberă. De asemenea, avem unde să dezvoltăm o zonă industrială și de ce nu să creăm și un parc industrial care să asigure facilități investițiilor și investitorilor serioși. Facilități care înseamnă impozite nule pentru terenuri, impozite pentru clădiri nule și multe facilități conferite de parcurile industriale. Eu cred și încă înființarea încă unui parc
în zona legumicolă, pentru că mulți investitori doresc să investească în înființarea de sere de legume. Sere de legume care să poată să alimenteze piața europeană, nu numai piața națională. Pentru că orașul Giurgiu este așezat în lunga Dunării. Eu cred că acestea sunt motivele care mi-au dat mie, să zic, imboldul de a candida pentru mandatul. Pentru postul. Ce vă determină să candidați? Mă determină să candidez necesitatea contribuției alături de echipa noastră a Partidului Național Liberal, nou constituită, la dezvoltarea orașului, la creșterea bunăstării oamenilor. Cred foarte mult în asta și nu este gratuită deloc. Pentru că realizarea de venituri suplimentare la bugetul local poate să ne confere nouă oportunități de accesare, de cofinanțare a proiectelor europene. Nu neapărat trebuie să ne împrumutăm. Cât o să ne mai împrumutăm? Unde ajungem noi cu gradul de îndatorare al municipiului Giurgiu? Și așa suntem. Undeva avem o povară lăsată de actualul primar, care nu știe decât să împingă creditele cât mai încolo, da? Dar în schimb să le acceseze și să spună că nu l-au susținut consilierii locali. Cum să poți să dai vina pe consiliul local atât timp cât ai nevoie să faci o investiție și chiar îți trebuie să faci aceste investiții? Investițiile tale, bineînțeles, nu alea dorite de giurgiuveni, pentru că nu toate investițiile primarului în exercițiu sunt dorite de giurgiuveni. Trebuie să prioritizăm investițiile în funcție de nevoile comunității, în funcție de nevoile oamenilor. Am stat de vorbă cu oamenii în aceste zile și nu numai în aceste zile, iar oamenii doresc comunicare și dialog permanent cu autoritatea locală. Oamenii îți arată soluțiile, numai să fii atent la ele, numai să identifici resurse, să identifici proiectele necesare pentru dezvoltare și pentru implementarea lor. Închei, iertați-mă, închei prin a spune că doresc să candidez la primărie pentru că primăria are nevoie de un management eficace. Primăria are nevoie de reducerea cheltuielilor publice inutile. Pentru că nu o să ne mai ajungă bugetul să ne plătim și ratele, să plătim și dezvoltarea orașului. Și atunci ne trebuie să atragem investiții, noi surse de venit la bugetul local, pentru că altfel Giurgiu riscă să rămână ultimul oraș din România. Vorbeați dumneavoastră despre transparența decizională, comunicare și dialog cu cetățenii pentru proiectele primăriei. Vă rog să dezvoltați puțin acest subiect. În perioada 2013-2016, până în prezent, până acum o lună, eu cred că am ținut locul la audiențe, am ținut locul primarului. Pentru că toți oamenii care au solicitat audiențe la primar au primit repartizare la audiențe foarte târzii și automat cu timp îndelungat, o lună, două luni, trei luni, și oamenii au fost nevoiți să vină și la mine, la cabinetul parlamentar, și nu numai la cabinetul meu, au fost la toate cabinetele parlamentare. Au fost îndrumați corespunzător, au fost ascultați, oamenii au nevoie de comunicare, de informare, de dialog permanent. Nu am cunoscut toate acțiunile pe care le dorea să le întreprindă primarul în exercițiu. De exemplu, n-am luat la cunoștință de faptul că domnia sa a alungat din locuințele de la Istru persoane fără să le asigure un alt mijloc de adăpost. Asta nu se întâmplă nici cu câinii fără stăpân. Da. Și câinii fără stăpân îi ducem la un adăpost. E foarte adevărat. N-am luat la cunoștință de aceste inițiative, să zic, păguboase pentru comunitatea noastră, pentru locuitorii din oraș. Însă, am putut, atât când mi-a conferit mie morala și legea, posibilitatea, să îndrum corespunzător împreună cu echipa de consilieri din cadrul cabinetului parlamentar. De aceea consider că o comunicare și un dialog permanent cu cetățenii este utilă, iar audiențele trebuie să aibă scop curent, ci nu scop de întâlnire și de vizită la primar cu programare peste 2-3 luni.
Domnul deputat, pentru mărețele nerealizări, cu ghilimelele de rigoare la mărețe, ale actualei administrații, considerați că de vină e numai primarul Barbu? Eu consider că s-a tratat cu superficialitate și cu neseriozitate proiectele de dezvoltare ale urbei noastre și asta a condus la nemulțumirea cetățenilor. De ce să nu recunoaștem că au fost și proiecte utile, aplicate la timp pentru comunitate? Vă rog să-mi dați câteva exemple. Unul din exemple, să zicem că la începutul mandatului lui Barbu a eliminat costurile, taxările din parcările publice. Eu am fost de acord cu această inițiativă, dar n-am fost de acord, de exemplu, cu rămânerea închisă a străzii Gării. Strada Gării trebuie redată circulației publice și circulației pietonale pe anumite intervale de timp și în anumite zile. De ce? Pentru că piața, strada Gării este o stradă a comercianților. Un mini Lipscani. Un mini Lipscani. Dar mini Lipscanul de la București este, nu este circulabil. Dar noi nu ne putem compara cu Bucureștiul. Ea este o stradă care deservea, să zicem, toți cetățenii prin toate magazinele care s-au dezvoltat, în primul rând, pe strada Gării. Consider că strada Gării trebuie deschisă traficului rutier într-un singur sens, dar cu, în urmă cu consultarea, să consultăm cetățenii și localnicii de pe strada Gării, pentru că este foarte important ceea ce doresc și localnicii și mediul de afaceri de pe strada Gării. Pentru că ne batem joc de mediul de afaceri autohton, așa cum ne-am bătut joc și de comercianții de mici din oraș la zilele orașului, când comercianții noștri nu au fost invitați să participe cu grătare de mici, dacă tot s-a dat liber la mici. În schimb, am adus comercianți în toate zonele țării. Eu cred că s-a făcut iar încă o nedreptate mediului de afaceri și producătorilor locali pentru faptul că și anul trecut s-a întâmplat așa ceva și anul ăsta s-a repetat greșeala de a nu fi invitați la târgul de bunătăți, de bucate și a comercianților din orașul Giurgiu. Asta înseamnă dezinteres față de producătorii noștri autohtoni. Nu dezinteres, eu zic că superficialitate. S-a tratat cu superficialitate și cu neseriozitate. Domnul deputat, o să vă rog să-mi permiteți, rog regia să pună promo, avem un promo de câteva secunde. Votează pentru ordine, siguranță și cinste. Nicolae Florian, primarul municipiului Giurgiu. Pentru o viață normală, pentru sistem de sănătate la standarde dorite de cetățeni. Votează Nicolae Florian, primar, pentru locuri de muncă și pentru prosperitate. Pentru un oraș curat, atractiv, sigur și prosper. Pentru viitorul copiilor noștri. Alături de oameni uniți pentru Giurgiu. Votează Nicolae Florian, un giurgiuvean pentru giurgiuveni. Ne pasă de Giurgiu. Votează Nicolae Florian, primar. Iată că am revenit, cred că a fost suficient de sugestiv promo care a fost prezentat puțin mai înainte. Domnule deputat, o problemă în Giurgiu, extrem de importantă, unde taberele sunt împărțite. Unii sunt pro, alții sunt contra. Problema câinilor vagabonzi. Cum considerați dumneavoastră că se poate rezolva această problemă, care într-adevăr este de actualitate și creează probleme? Da, e vorba de gestionarea problemei câinilor fără stăpân. Pentru că nu suntem specialiști în toate, nu le știm noi pe toate. Asta, iluzoriu, putem spune că le știe, crede că le știe doar un primar superficial. Dar printr-o echipă, prin apelarea la o echipă, la echipa de specialiști, sigur că găsim și soluțiile optime. În cadrul echipei de consilieri locali, echipa noastră de consilieri, avem un medic veterinar iubitor de animale, este vorba de medicul veterinar Cătălin Funieru,
Și împreună cu domnia sa am identificat oportunități de gestionare a problemei câinilor fără stăpân, astfel încât prezența lor să nu mai fie în stradă. Să circulăm, copiii noștri, familia noastră, să circule în siguranță pe străzile din municipiul Giurgiu. Cel puțin din acest punct de vedere. Și atunci am identificat o mulțime de oportunități pentru gestionarea acestui aspect și dintre ele se desprind următoarele. În primul rând, trebuie să mărim capacitatea adăpostului de câini existent. Cu o cazare de 500 de, peste 500 de locuri, 500-1000 de locuri, dar în primele 6 luni din, sau în semestru 2, să zicem, al acestui an, din iulie-decembrie, trebuie să extindem capacitatea adăpostului, capacitatea extentă a adăpostului cu încă 500 de locuri de cazare pentru câinii fără stăpân și împreună cu echipa de medici veterinari și cu ONG-urile de profil, sigur că putem să gestionăm acest aspect astfel încât cel puțin câinii fără stăpân în prima etapă să nu mai fie în zona școlilor și în zonele parcurilor pentru copii și în zonele, să zicem, mai marginale în care acești câini pot să producă pagube oamenilor și copiilor în primul rând. Da. Cunoașteți situația dezastruoasă la examenul de maturitate în Giurgiu pe care l-au dat copiii noștri. Eu nu înțeleg care e motivul care a generat această situație, pentru că eu știu că Giurgiu a dat totdeauna ele foarte, foarte, foarte buni. Și nu numai Maiorescu, și celelalte licee. Dumneavoastră vorbeați la un moment dat de profesori motivați, elevi pregătiți pentru viitor. Cum credeți că vă puteți implica? Trebuie să conștientizăm faptul că tinerii reprezintă garanția viitorului nostru. Și noi mâine ajungem pensionari și trebuie ca tinerii noștri, copiii noștri, să muncească, să ne poată asigura nouă continuitatea la pensie. Asta dacă suntem sănătoși. Și atunci trebuie să depunem, să ne concentrăm atenția pe creșterea sistemului de învățare a elevilor prin motivarea dascălilor. Dacă vom avea motivații dascălii, sigur că și elevii vor avea mai multe performanțe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt foarte multe proiecte să generalizăm experiența pozitivă a dascălilor giurgiuveni la toate școlile, inclusiv în municipiu, dar nu numai în municipiu, și în județ, în care școala după școală, școala de duminică și meditații oferite în sistem voluntar de către dascăli, de către profesori, pe disciplinele atât de necesare și la bacalaureat și mai departe la, pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior, trebuie să identificăm ore de meditație și ore suplimentare de meditație pentru copii. Asta se poate realiza prin motivarea dascărilor, prin crearea de facilități întregului sistem educațional. De asemenea, ce am mai constatat, că trec de la una la alta, că în școli asistența medicală impusă de lege este aproape nulă. Trebuie să ne gândim cum putem să asigurăm copiilor, să zic, accesul la o asistență medicală. Acele cabinete medicale care funcționau în școli. Acele cabinete medicale care pot fi, să zicem, completate, pot fi acoperite de către filiala județeană de Crucea Roșie Giurgiu. Crucea Roșie poate să desfășoare astfel de acțiuni și nu numai Crucea Roșie, și serviciul de ambulanță și serviciile voluntare ale medicilor. Dar revenind la sistemul educațional, cred că s-au făcut și lucruri bune. S-au premiat excelența la Giurgiu. Au fost profesori care au avut rezultate deosebite premiați de autoritatea locală. A fost un lucru bun. Trebuie generalizat acest aspect. Trebuie să ne gândim
cum putem să menținem sistemul de învățare la cote ridicate, astfel încât orașul nostru să nu rămână și județul nostru să nu rămână pe locurile, ultimele locuri de promovabilitate din România. Și trebuie să le ridicăm, să ridicăm standardul. Pentru că elevii noștri de la Giurgiu sunt elevi minunați. Părinții sunt minunați. Dar datorită faptului că unele familii sunt atât de nevoiașe, nu au surse de venit, nu au cu ce să-și întrețină copiii și să-i trimită la meditații, atunci primăria, autoritatea locală, trebuie să vină în întâmpinarea lor și să motiveze dascălii, astfel încât motivația dascălilor să genereze plus valoare în pregătirea elevilor. Vorbeați mai puțin mai devreme de pensionari, de noi, când vom ajunge pensionari, dacă vom fi sănătoși. Dumneavoastră aveți în programul dumneavoastră grija pentru pensionari, pentru proiecte adecvate și valorificarea înțelepciunii acestor. Sigur că seniorii noștri giurgiuveni, datorită faptului că au prins mai multe regimuri, da? Pentru că altfel nu pot să fie pensionar decât dacă vin din celălalt sistem, dinainte de 89. Și fiind întotdeauna trecuți prin toate furcile caudine ale vieții, trebuie să valorificăm experiența și înțelepciunea domniilor sale, atât în activitatea economică, cât și în activitatea culturală, școlară. De ce nu pe medici să-i stimulăm să sprijine activitățile de voluntariat în domeniul sănătății? Știți că la Giurgiu nu avem un centru pentru tratamente injectabile, centru permanent pentru tratamente injectabile. Adică dacă cineva vrea să facă o injecție în timpul nopții, trebuie să meargă neapărat la serviciul de urgențe de la Spitalul Județean. Dar de ce n-am face noi un serviciu susținut de primărie? Un serviciu medical permanent, un serviciu voluntar pentru tratamente injectabile și să asigure primăria să asigure acest serviciu. Da? Nu neapărat trebuie să spunem noi de la primărie, domne, știi, de sănătate se ocupă Consiliul Județean Giurgiu. Noi, primărie, noi suntem separați de Consiliul Județean. Păi ce? Municipiul Giurgiu nu face parte din cadrul județului Giurgiu. Și noi trebuie să venim cu soluții. Și ajungem la medici. Trebuie să ne gândim și cum să motivăm medicii astfel încât actul medical și pacienții să fie mulțumiți. Dacă pacienții sunt mulțumiți și medicii sunt mulțumiți, atunci totul este ok. Mai rămâne doar ca autoritatea locală, autoritatea județeană să creeze infrastructura și dotarea necesare pentru activitatea, pentru actul medical. Unul din punctele noastre e îmbunătățirea sistemului de sănătate. Îmbunătățirea sistemului de sănătate, eu cred, părerea mea, și încerc să vorbesc și eu cu viitorul primar, să spun că cred că este necesar un spital municipal. Aici avem păreri puțin diferite. Nu subscrieți părerii mele. Puțin. Pentru că trebuie și spital municipal și spital județean. Dar datorită faptului că suntem, spitalul județean este în municipiul Giurgiu, părerea mea este că trebuie să rămână spital județean. Asigură mai multe locuri de muncă plătite de la bugetul public, asigură mai multe spații de tratamente medicale, mai multe paturi, să zic așa, și după părerea mea, primește mai multe fonduri fiind de spital județean și singurul spital județean de urgență din județul Giurgiu, sigur, primește respectul și atenția cuvenită din partea Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Faptul că trebuie să ne gândim cum să sprijinim mai mult spitalul, atât din partea județului, cât și din partea municipiului, asta ține de noi, de, să zicem, aleșii județului și orașului. Dar nu sunt de acord. Este necesare dumneavoastră ca municipalitate să interveni și să ajutați spitalul județean? La spitalul județean putem să intervenim cu oportunități și cu sprijin. Primarul are puteri deosebit de mari.
Pentru că primarul are ușile deschise la toate ministerele, la toți miniștrii. Are pârghiile deschise la parlamentarii și dacă vrea să facă treabă, trebuie să ceară sprijinul parlamentarilor. Eu n-am auzit niciun sprijin cerut de primarul Nicolae Barbu în exercițiul ăsta. Eu știu doar că a pus piedici dezvoltării mele ca și deputat și nu sprijin. Aș vrea să revin la pensionari. Vă rog. A fost un lucru bun că s-a creat Consiliul Local al Seniorilor. Eu l-aș gândi puțin diferit. Aș lua pensionari seniori consilieri ai primarului și aș face un Consiliu Local al Seniorilor format din pensionari din toate partidele politice. Astfel încât să putem să avem o proiecție a autorității locale atât la nivelul seniorilor cât și la nivelul tineretului. O proiecție reală. O proiecție reală. Așa este. Mai mult decât atât, sunt foarte mulți pensionari care biologic sunt la fel de buni ca și cei care sunt activi. Sau poate chiar muncitori. Mai bun. Să zicem la fel, să nu jignim pe cei care sunt înainte de vârsta de pensionare. Și atunci, eu cred că trebuie să le dăm șansa să muncească, pentru că dacă au o preocupare, sigur, lor o să le fie mai bine. Cred că ar trebui create foarte multe facilități pentru seniorii noștri. Dintre toate facilitățile existente, cum ar fi tichete, transport public gratuit în oraș, aș veni și aș lotiza terenuri arabile, le-aș identifica alături împreună, aș propune Consiliul Local aprobarea de aceste chestii, că primarul nu poate el să facă de unul singur, că nu este primarul SRL, manager SRL. El trebuie să facă împreună cu serviciile de specialitate, direcție de specialitate, aparatul de specialitate în cadrul primăriei și cu consilierii locali. Împreună consilierii locali, împreună cu aparatul de specialitate în cadrul primăriei, pot identifica soluții pentru a crea oportunități pentru seniorii noștri. Și m-aș gândi aici să lotizăm terenuri, parcele de 250, 400, 500 de metri pătrați, asta înseamnă vreo 20 de hectare, să putem să dăm la vreo 400 de pensionari sau 4.000, nu știu cât ori veni, cam așa, să poată să le dăm posibilitatea să muncească. Să-i ducem cu circuitul public al nostru urban, să-i ducem până la locul de grădini. Asta vreți să faceți grădini ecologice. Grădini și ecologice oamenii să trăiască sănătos. Să trăiască sănătos și să le creăm o preocupare. Pentru că valorificarea înțelepciunii nu înseamnă numai să-i pune la muncă în mod voluntar, ci să și îi retribuim, să aibă și beneficii. Să aibă o mulțime de facilități. Eu cred că seniorii giurgiuveni merită foarte mult respect din partea noastră a tuturor, pentru că reprezintă exemplul viu de muncă, de realizare. Domnile lor singuri și-au plătit pensiile. Da. Atât timp cât au muncit în exercițiul serviciului, să zic. Dacă continuăm în ritmul ăsta, noi o să mai beneficiem de pensii. Adică acum, prin lipsa locurilor de muncă, la asta mă referam, domnul deputat. Majoritatea oamenilor știu că pensiile lor sunt rezultatul muncii celorlalți care contribuie pentru pensia lor. Ori în condițiile în care proporție net favorabilă împotriva celor care nu muncesc, cine va contribui pentru pensia mea, pentru pensia noastră? Eu aici, în acest aspect, sunt trist, dar nu resemnat. Sunt convins că prin atragerea de noi investiții în municipiul Giurgiu vom crea locuri de muncă, altele decât cele existente. Și atunci, sigur că dacă vom avea mai multe locuri de muncă față de numărul de pensionari și o ținem în ritmul ăsta, sigur și noi vom avea dreptul la pensii și vom avea asigurată o pensie. Dar dacă noi suntem superficiali, suntem neserioși și închidem porțile dezvoltării mediului de afaceri în orașul nostru, atunci sigur ne merităm soarta de a nu avea o pensie sigură. Pentru că copiii noștri
nu o să aibă unde să lucreze, nu le asigurăm această șansă care ne-au asigurat-o seniorii noștri nouă, și atunci eu zic că va fi un oraș trist. Dar, datorită faptului că avem un oraș binecuvântat de bunul Dumnezeu, un oraș cu multe oportunități nevalorificate, și anume fluviul Dunăre, și faptul că suntem oraș port la fluviu, asta înseamnă că dezvoltarea noastră va veni în mod cert. Și atunci speranța noastră într-o pensie sigură este maximă. Dar trebuie atât să ne scuturăm de această povară a superficialității, a nepriceperii, a neseriozității, și să trecem în cealaltă etapă, etapa seriozității, a lucrului bine făcut, a responsabilității, și atunci lucrurile se vor așeza pe făgașul ăla. Domnule deputat, îmi asum un risc, chiar dacă vă veți supăra pe mine, și am să spun acum ceva care eu știu că dumneavoastră v-ați luptat să-l puneți în practic. E vorba de investitorii care au venit în Giurgiu la inițiativa dumneavoastră și în discuțiile pe care mi-ați avut cu ei, să creeze, nu spun ce, asta nu o să spun, cel puțin 300 de locuri de muncă. Dar la primărie au găsit ușile închise. Ce a determinat acele uși închise? Nu știu dacă au găsit ușile închise la primărie. La figurat. Însă nu au găsit spațiu necesar dezvoltării afacerilor lor, măcar un spațiu liber de sarcini, un spațiu curat, ci trebuie să își dezvolte afacerile într-un loc în care autoritățile locale se facă nu văd că se depozitează dezordonat gunoi menajer. Și este vorba de platforma fostei centrale termice, platforma 1 a combinatului chimic. Vine primarul în exercițiu și spune că este zonă contaminată, că nu se pot dezvolta afaceri și așa mai departe. Stimate domnule primar în exercițiu, au trecut aproape 27 de ani de când acea zonă nu mai funcționează. Iar zonele contaminate, cu adevărat contaminate, sunt mici față de întinderea de acolo. Deja investitorii particulari noștri de la Giurgiu, oamenii care cunosc foarte bine ce să facă cu economia giurgiuveană, cumpără terenuri să se dezvolte acolo. Iar domnia voastră spuneți că nu se fac investiții, că e zonă contaminată. Este fals, domnule primar în exercițiu. Dați-mi voie să spun ceva. În tinerețea mea am lucrat acolo, în Chimie 1. Chimie 1 a funcționat o perioadă extraordinar de scurtă, iar singurul produs care putea contamina era clor. Ori, să mă ierte Dumnezeu, noi știm, de la chimie, clorul este dezinfectant, nu contaminează. Noi nu am avut cum aveau la Râmnicu Vâlcea ca toți pe mercur, noi aveam ca toți pe cărbune. Deci eu nu știu ce ar fi putut contamina. A luat cineva solă de prob, și a făcut probe și a văzut că zona este contaminată? Păi, noi avem multe, să zic, suspiciuni. Noi suspectăm tot și rămânem săraci. Așa s-a întâmplat și cu cetatea lui Mircea. Zona cetății lui Mircea. Până ridicăm noi, facem ridicări arheologice, nu suntem în stare să creăm un anfiteatru pentru spectacole în aer liber. Un anfiteatru rustic, în care să punem pietre, să punem scaune și o scenă demontabile măcar, dar să realizăm un spectacol în zona cetății lui Mirce. Să arătăm că se poate. Și lăsăm, facem toate spectacolele orașului, le facem în centrul nostru istoric, în oraș, în zona de blocuri, și creăm disconfort cetățenilor din centru pentru faptul că nu suntem în stare să odată să încercăm să amplasăm o scenă și să facem cetatea lui Mircea, să o iluminăm corespunzător, să facem o sărbătoare acolo unde sărbătoreau strămoșii noștri. Vă mai întreb ceva. Dacă Chimie 1 este contaminat, Chimie 2 în zona Slobozie,
unde se obțineau produși clorurați și solvenți, nu este contaminată? Pe acolo a avut grijă un om de afaceri, nu vreau să-i dau numele, da? Să demoleze tot. Dacă mai lăsăm un pic, demolează inclusiv teatrul de vară. Teatrul de vară, vreau să spun tuturor, să înțeleagă giurgiuvenii noștri, că teatrul de vară nu e monument istoric, nu e trecut în lista monumentelor istorice. E un mare păcat. Deci noi avem un proiect să reabilităm, să executăm reparații capitale la teatrul de vară. De ce nu? Bineînțeles, prin fonduri europene. Și câte proiecte europene au trecut și nu au fost accesate pentru reabilitarea teatrului de vară. Ne trebuie amfiteatru pentru spectacole în aer liber. Ne trebuie la Cetatea lui Mircea înființarea unui amfiteatru pentru spectacole în aer liber și de ce nu să mutăm toate sărbătorile orașului, să le mutăm la Cetatea lui Mircea. Ar fi ceva extraordinar de frumos. Ar fi ceva extraordinar de frumos. Nu neapărat trebuie să facem ecluze, să ecluzăm, să facem tot felul de nebunii pe Canalul Plantelor cu banii noștri, că nu sunt numai bani europeni. Deci nu s-au cheltuit numai bani europeni, s-au cheltuit și bani din bugetul local. Și atunci toate aceste lucruri mă fac pe mine să afirm că s-a demonstrat multă superficialitate și multă neseriozitate în bugetarea corespunzătoare și în cheltuirea banului public local. Da. Pentru că există un risc, așa cum spuneați și dumneavoastră, legat de banii europeni. Am avut o discuție cu domnul Cacioianu, care a spus că acolo nu s-a respectat întru totul proiectul și că există riscul major ca noi, comunitatea asta din Giurgiu, să fim nevoiți să dăm banii înapoi Europei. Nu vreau să comentez acest aspect, pentru că și organele, am înțeles că sunt multe organe abilitate, s-au sesizat cu privire la aceste construcții pe fonduri europene, inclusiv la Piața de Pește. Am înțeles că sunt niște litigii cu un teren pe care s-a construit Piața de Pește. Nu vreau să comentez pentru că nu am toate informațiile necesare, însă ce pot să spun că peste tot s-a demonstrat superficialitatea în atragerea acestor proiecte. Nu s-au urmărit așa cum trebuie, nu s-au executat așa cum trebuie. Deci sunt foarte multe lacune, să zic așa, și foarte multe abateri de la proiecte. Eu așa văd. Nu am la cunoștință să pot să fac afirmațiile astea, să zic, să le și susțin, dar știu, am auzit foarte mulți cetățeni că sunt foarte multe abateri de la proiecte. La proiectul de la acest loc de amenajare de asta pentru canalul Cama. Amenajarea canalului Cama la Piața de Pește. Am înțeles că și sunt probleme și cu costurile de la centrul de informare turistică. Nu am cunoștințe, dar cu privire la aceste deficiențe, dar totuși așa vorbește lumea. Când veți fi primar, să nu produceți aceleași erori, pentru că vă promit acum în fața telespectatorilor că vă voi taxa de fiecare dată. Așa să faceți. Știm că iluminatul public e o cheltuială foarte mare pentru bugetul primăriei locale. Aveți vreo soluție legat de, eu știu, diminuarea acestei cheltuieli, care, sincer, este destul de mare. Da, mă gândesc la înființarea unui parc fotovoltaic și am găsit și locația. Pe amplasamentul fostei gropi de gunoi, care este ecologizată de pe șoseaua de centură, da, în care sunt câteva hectare de groapă ecologizată și cu mai multe hectare, tot așa, care aparțin domeniului public, pot face obiectul înființării unui parc fotovoltaic. Parcul fotovoltaic poate să alimenteze direct sistemul de iluminat stradal sau, de asta mai necesită costuri cu privire la achiziția de acumulatori și celelalte elemente necesare pentru producerea de energie electrică la sursa alternativă 220 de volți. Dar pot să spun că dacă primăria se străduiește puțin și
obține avizele necesare injectării de energie electrică în sistem din parcul fotovoltaic, sigur, automat că prin facturare primăria facturează către către Enel, iar Enelul facturează către primărie consumul de iluminat public stradal. Sigur, înseamnă o economie destul de substanțială, chiar dacă până acum s-au redus costurile cu plata iluminatului public datorită sistemului ăsta liberalizării furnizorilor pe piața de furnizare a energiei electrice, dar cred că introducerea acestui sistem de iluminat public prin parcuri fotovoltaice este imperios necesar. Nu știu dacă primăria poate singură, trebuie să vedem proiectele europene, să vedem unde ne încadrăm. Primăria poate să facă singură sau dacă nu o să trească să facă în parteneriat cu societăți din subordine sau poate societățile din subordinea primăriei pot să acceseze aceste fonduri europene pentru un parc fotovoltaic sau poate parteneriate publice cu private, cu mediul de afaceri. Foarte serios de economii la datoriile pe care le veți găsi în primărie. Deci trebuie să ne gândim nu numai aici, să ne gândim la economii și la energia termică. Nu economii să ținem oamenii să tremure afară, în casă de frig, ci trebuie să eficientizăm și rețeaua de alimentare cu energie termică, de distribuție, trebuie să eficientizăm, poate gândim și alte surse, da? Mă gândesc la centrale de zonă, așa cum dorește și Scutu, în momentul ăsta, sau Global Energy, cum se numește, să implementeze împreună cu primăria, sau alte soluții. De ce nu? Giurgiu Veni, după 1989, n-a mai avut acces la apă caldă în sistem centralizat. Poate ne gândim la o soluție. Cu atâtea fabrici care vor să vină la Giurgiu, poate că ne gândim să rămână agentul termic furnizat către populație ca agent secundar, agent principal să fie consumat de către industrie. Da. Mi-aduc aminte în 2012 actualul primar, însoțit de mai mulți specialiști, se plimba pe străzile al cărui cartier locuiesc și eu. E vorba de zona drumul Plopilor și străzile adiacente stânga-dreapta, care pe dumneavoastră v-am văzut acolo chiar într-un timp din ăsta nefavorabil și când v-am întrebat cu ce ocazie, a spus că vreți să vedeți cum se merge cu barca. Într-adevăr, primarul în 2012 le-a promis vecinilor mei că toate străzile vor fi asfaltate. Iar câte au trecut 4 ani, rare ori vine și aduce câte o mașină de balastru pe care o scoală ploaia sau supraînalță. Se întâmplă un lucru extraordinar de unde putea. De rău. Vin și pun piatră. Când e câte o groapă, nu știu ce, și acum în perioada alegerilor, ca să dăm bine, venim și punem piatră. Se supraînalță strada, iar curțile oamenilor sunt zone, dacă doriți, puteți să mergeți să vă însoțeți, să vă arăt, la aproape 1 metru diferență față de șosea. Imaginați-vă că toată apa după stradă în timpul ploilor se strânge în curțile oamenilor. Aveți soluții pentru așa ceva? Da, sigur. Eu aș începe prin a afirma faptul că Nicolae Barbu a ratat șansa de a demonstra că poate să rezolve aceste probleme. Pentru că ulițele periferice n-au fost transformate în străzi și automat acest lucru este deosebit de trist. De ce? Pentru faptul că toate străzile periferice care sunt nemodernizate sunt lăsate ulițe. Argumentul este că da, până când băgăm gaze, până când băgăm, chiar dacă s-au băgat acum, cine știe ce invocă? Mai invocă și altceva? Că trebuie să vină fondurile europene, că acum imediat dacă primarul Barbu mai primește un mandat, sigur va rezolva absolut tot. Și după aceea când vine mandatul trece, acum chiar că am rezolvat-o. Știi ce se întâmplă?
Asta demonstrează superficialitate în buna administrare a primăriei. Un primar manager trebuia să nu lase lucrurile scăpate din mână. Nu poți să vezi că se asfaltează șoseaua Alexandriei și tu să nu vii să poți măcar 50 de metri stânga-dreapta să vii cu o soluție de betonat, de asfaltat, de modernizat a străzilor. Și automat ce spuneți dumneavoastră, trebuiau puțin scarificate, luat terenul, 10 cm, 15, 20 de cm, venea și îl punea cu compacta cu piatră și după aceea venea cu nisip, cu balastru, rezolva o problemă cât de cât mică, dar importantă. Să poată circula oamenii în condiții normale. Să poată circula și să nu ne mai... Părinții, numai puțin, vă rog, părinții își duc copiii la școală. Nu toți au mijloace de transport auto. Merg cu ei cu cizmulițele până la șosea. Acum cred că o să facă trotuar. Era un trotuar din ăla numai hârtoape. Îi încălța cu altceva și pe mergeau cu ei de mânuță pe șosea. Ori asta nu este o soluție. Este foarte adevărat. Deci trebuie, dau un exemplu acum la drumul Popa Flore. De acolo nu putem să vorbim și să se întâmple treaba asta, să modernizăm stânga-dreapta șoselei asfaltate, șoselei Alexandria, să nu ne gândim cum preluăm apele pluviale de acolo, de la drumul Popa Flore. Este inadmisibil. E o soluție foarte simplă. Da? Trebuie să facem o fosă septică, să facem un sistem de colectare a apelor pluviale și să putem să le pompăm după ce trece printr-un sistem de colectare. Trebuie să de decantare. Trebuie neapărat să gândim o soluție. Același lucru trebuie făcut și pe strada Căminului, o stradă pe care locuiesc eu. Nu mă mai gândesc la strada Căminului, pentru că la mine, la cabinetul parlamentar, dacă ați vedea în ce situații, în ce condiții, n-ați văzut noroi pe orice stradă periferică, cum vedeți în fața cabinetului parlamentar. E mai mare râsul, pentru că la mine, la cabinet, mai vin și miniștri, vin și ambasadori, vin și delegații, vin deputați, vin parlamentari și din România și din Bulgaria. Eu n-am înțeles de ce primarul în exercițiu, Nicolae Barbu, procedează așa. După părerea mea, încă o dată afirm că este superficial și este neserios. Domnule deputat, cu părere de rău, aproape timpul nostru a expirat. Vă rog să le adresați un gând giurgiuvenilor. Dragi giurgiuveni, vin în fața domniilor voastre cu un proiect de dezvoltare și modernizare a orașului nostru și de creștere a nivelului de trai al giurgiuvenilor. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră, prin comunicare și dialog permanent, alături de echipa de consilieri a Partidului Național Liberal, consilieri cu multă experiență, consilieri care au demonstrat că știu ce fac și sunt buni profesioniști, și alături de aparatul de specialitate din cadrul primăriei municipiului Giurgiu, vom identifica soluții de reducere a costurilor și a cheltuielilor publice inutile. Vom identifica soluții de venituri suplimentare la bugetul local prin atragerea de investiții și investitori serioși, bineînțeles prin crearea de noi locuri de muncă față de cele existente, prin atragerea de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii, a învelopării blocurilor și creșterea eficienței energetice și prin alte proiecte de acest tip, prin proiecte și prin atragere de proiecte și fonduri naționale, fonduri publice naționale, prin lobby făcut în fața ministerelor și guvernului și Parlamentului României, Camerei Deputaților și Senatului, sunt convins că putem să trecem această perioadă tristă, această perioadă de nemulțumire și resemnare. Suntem un oraș binecuvântat de Bunul Dumnezeu. Sunt convins că vom reuși dacă ne pasă de orașul nostru. Vă mulțumesc și vă rog să aveți încredere în echipa noastră, o echipă de profesioniști, o echipă care pune înainte de interesele politice, interesele orașului. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc domnului deputat. O să am curajul să recunosc că pe mine m-ați convins și de asemenea sunt convins că i-ați convins pe majoritatea giurgiuvenilor
Pentru că eu mai știu un lucru pe care dumneavoastră nu l-a spus. Când v-am întrebat ceva determinat care a fost motivul, ați omis să spuneți că giurgiuvenii, de fapt, v-au rugat să fiți primarul lor. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim sănătoși vinerea viitoare.